Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod din Euro Truck Simulator 2, cariera noastră real life single player, băieți. Un nou episod și noi întâmplări, sperăm că de data aceasta fericite, băieți. Suntem la Peco pentru că știți foarte bine ultima dată când ne-am regăsit, noi eram în Kutaisi și rămăsesem fără motorină, băieți. Așadar a trebuit să vin până la Peco ăsta de lângă Kutaisi. O să întoarcem, nu o să ne ducem unde spune asta, să întoarcem pe la Zugdidi pe acolo. O să întoarcem aici direct la Pecușu, destinația noastră o să fie nu în Karașevsk, unde am vrut noi să mergem normal, o să fie undeva mai deasupra de Karașevsk, orașul ci că e pus ăsta, August Geguta, pe unde am mai fost noi. Eu mă normal am vrut ori în Karașevsk, ori în ăsta de aici, în Dombai, dar nu am găsit cursă decât acolo, băieți. Oricum, trecem în Federație, trecem din Georgia și eu zic că este excelent. Haideți să ne urcăm și noi la volan, să dăm o cheie, să pornească hardughia asta și să ne uităm și noi la transportul nostru, că este un transport destul de interesant, băieți. Transportăm un Pöttinger Jumbo, 11 tone. E o remorcă, ceva, un tip silos, nu știu ce e ăsta, mă, băieți. Îmi spuneți voi în rubrica de comentarii dacă aveți idee, că eu nu știu, eu nu cunosc. Îmi spuneți voi acolo în rubrica de comentarii și să rezolvăm această enigmă, mă, băieți, mă. O să întoarcem aici, mă, normal, nu știu dacă aveam voie. Dar nu e indicator de întoarcere interzisă, deci nu știu de ce pe mine mă punea să merg tocmai în față. Este ora 6 dimineața, cerul este clear, băieți, este clear, clear, clear. Avem 445 de kilometri până la destinație, băieți, sperăm fără impedimente, fără incidente, fără amenzi și așa mai departe, accidente. Băieți, o să vin cu vești noi pe acest episod. Când filmez eu acest episod, oficial s-a lansat versiunea de 1.48 pentru Roy Extend. Nu le fac reclamă sau ceva, că eu n-am nicio treabă cu cei de la RoyXtend. Doar că știți foarte bine că eu vă țin la curent cu noutățile pe acest joc, cât pot și eu și cât îmi permite timpul să stau eu să caut și așa mai departe. Din câte vedeți, începe să picure. Opa, opa, nu-mi zi mă că plouă, mă, nu-mi zi mă că plouă, mă, acum. Ai de capul meu, când ziceam că cerul e clear, sky, e toamne, ferește, cât de bine arată. Plouă. Aia lipsea. Ploaia lipsea, băieți, în rest le aveam pe toate. Deci în rest le aveam pe toate. Hai să ne uităm mai bine la remorca asta, să-mi spuneți și voi ce e. Că voi cu siguranță știți ce e jumbo ăsta. Mi-mi pare remorca, dar acum eu știu ce să zic. Știți voi mai bine ca mine, băieți, deci v-aș ruga să mă ajutați acolo în rubrica de comentarii. Iar ca de fiecare dată, dacă comentariile sunt blocate, nu uitați să reveniți pe episod, băieți, să lăsați comentarii, pentru că YouTube-ul ăsta este cel mai mare troller, dar troller e cuvânt frumos, aia e faza. Ce face, mă, ăla, mă? E terminat YouTube-ul, practic, băieți, ne blochează comentariile la fiecare episod, că așa vrea el, că așa vrea mușchii lui, habar nu am de ce și avem mari probleme din această cauză. Poate o să se rezolve într-un moment, habar nu am când. Bă, dar multe semafoare în Kutaisi-ul ăsta. Și asta nu zic că face stânga și eu nu pot să mă bag din cauza lui. Ai, 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 ai. Poți să mă lași și pe mine să mă bag? Ok, ai, în sfârșit m-ați lăsat, dar uite, s-a dus ăsta acum. Aoleu, ce mă fac, doamne, eu? Bă, dar nu se mai face roșu acolo, că văd că tot trec oamenii. Ok, s-a cam înnorat de ploaie, mă, băieți, s-a cam lăsat așa negreața peste noi. Trebuiască să facem stânga înainte, deci să ne încadrăm pe partea din stânga. Deci s-a lansat versiunea de 1.48, din câte am văzut eu acolo, fără noutăți, adică fără orașe, fără drumuri și așa mai departe, pur și simplu e compatibilitate cu 1.48 și bug fixuri. Ca la fiecare update, bug fixuri au lucrat acolo la chestiile care nu au fost bune în versiunea 1.47, practic. Acum nu știu care sunt alea, că nu am văzut nicăieri, nici eu n-am căutat, evident, foarte, foarte mult, că și timpul meu a fost foarte limitat în aceste zile, băieți, pentru că am avut mari probleme și am mari probleme, nu o să stau să le discut acum pe canal. Poate o să mai discutăm din ele pe live, dacă o să fiți acolo prezenți, alături de mine, și poate, poate o să vă mai spun eu niște chestii. Dar nu trec printr-o perioadă atât de bună. Dar asta este altă discuție, nu o să vă bag în acest subiect pe episoade, cel puțin. Pe live-uri poate mai discutăm acolo când mai stăm la o bârfă mică. Mamă, dar ce urmează în față, mă, băieți, mă, mamă, mamă, dar ce e în față. Mamă, dar ce e în față, mă, băieți, mă, ia uitați ce e în față. Ce curbe, ce serpentine. Aici ce e, mă, cascadă? Wow! Wow, ce frumos! Uitați ce cascadă, mă, băieți, în față.
Hai că e frumos drumul ăsta, mamă, de când am mai văzut o cascadă în Eurotrack. Foarte frumos. Chiar arată foarte bine zona asta. Mamă, dar ce e pe aici? Ce curbe, ce treburi, ce acareturi. Mamă, mamă, mamă. Sperăm doar să nu fie aglomerație, că dacă mai e și aglomerație am încurcat-o, sincer. Curbele ca curbele, dar să nu fie câte unul din fața mea care merge cu 30-40 la oră, că am încurcat-o. Că de depășit nu prea avem cum să depășim prin aceste curve, băieți. Oricum, drumul e foarte frumos. Vedeți și voi ce priveliște, uitați un iaht, ce e acolo jos, o barcă, o embarcațiune, nu iaht. Ok, un vaporaș, că nu pot să-i zic vapor, că nu e atât de mare. Oricum, drumul e frumos, băieți, drumul e frumos. Și mă bucur că e frumos, pentru că mai mergem și noi pe rute din astea așa mai extravagante. Nu doar pe drumuri din alea părăsite, numai pe prin deșert sau pe unde am mai fost noi. Mai vedem și noi altceva. Ia să vedem aici în dreapta ce e. Foarte, foarte interesantă și zona asta. Bă, da, ce s-a întunecat, măi, e 7 dimineața și zici că vine noaptea. Da, deci cum vă ziceam, băieți, fără noutăți în Roxtend, iar pe partea de promo, din păcate, nu am nicio veste. Se lucrează, asta este anunțul, se lucrează. Eu, din câte v-am zis, preconizez cam în 2 săptămâni să se lanseze, pentru că cei de la promoz de obicei se mișcă cel mai greu din toți. Ei scot ultimii update-ul cu versiunea curentă care trebuie. Deci eu cam zic așa, 2 săptămâni ca popicul până să ne dea cei de la promoz noua versiune de 1.48. Deci o să avem mari, mari, mari probleme, pentru că o să trebuiască să stăm pe 1.47. Poate uneori, dacă facem convoaie, să trec eu pe 1.48, după să mă întorc înapoi la 1.47. O să fie o bătaie foarte mare de cap, băieți. La momentul actual, când filmez eu acest episod, băieți, am la descărcare o nouă mapă pe care aș vrea să o încercăm pe live. E cu versiune de 1.47 din câte am văzut eu acolo, dar sper să meargă, sper să nu fie vreo țeapă, pentru că e o mapă care se găsește foarte greu, nu este o mapă făcută de comunități românești sau așa mai departe, pentru că alea nu le vedeți voi gratis niciodată. Românii știți că sunt actiați după bani, vor banul gros neapărat pe orice fac, dacă fac o roată la un camion cer 5 euro, cred că. Actiați după bani, că am greșit mai devreme și poate o să vină unul să mă corecteze. Bă, da, tu te iei de români, mă, și rești, nu știi să vorbești. Da. Este o mapă care se găsește destul de greu și, mă, normal, este cu plată, băieți, dar prin cunoștințele mele de la Eurotrack, să zic așa, cred că am reușit să fac rost, adică așa mi s-a promis. Și acum este la descărcat, deci o să o încercăm poate pe un live viitor. Evident, o să vă dau și vouă mapa dacă o să o vreți așa mai departe, nu este asta o problemă. Dar problema este să meargă, pentru că este versiunea 1.47, deci dacă cei care ați vrea să o jucați ar trebui să reveniți la versiunea 1.47. Pentru 1.48 nu am. Doar acum sper să o am și pe asta de 1.47, aia e faza, v-am zis că acum este la descărcat, încă nu am probat-o, încă n-am făcut profil și așa mai departe să o activez. Ne mișcăm destul de greu, băieți, din câte vedeți, de-abia am făcut 100 de kilometri, pentru că ne mișcăm foarte, foarte greu prin aceste serpentine. Ia uitați ce coadă e în față, mă, mai de viața mea, și urmează și vama. Păi dacă stau eu la vamă, la coada asta, dacă stau eu în vamă la coada asta, mă, băieți, am încurcat-o rău de tot. Aș vrea să mai depășesc totuși 2-3 mașini, dacă mă întrebați pe mine. E prea mare coada. Păi avem o grămadă de kilometri de făcut. Dacă mai stau și în coada asta, chiar că am încurcat-o. Nu știu dacă vine cineva din față, că nu văd. Și că e mers pe contrasens, dar eu am dat semnal, aia e faza. Uite, în fața lui ăsta cu mașina albastră o să mă bag, că a lăsat mult, mult spațiu. Și e la fix. Welcome to Georgia. Ok, am intrat în Georgia. Dar noi trebuia să fim în Georgia. De ce mi-a dat Welcome to Georgia? Nu înțeleg. Ar trebui acum să ieșim din Georgia, practic. Bă, dar ce s-a întunecat, mă, băie, și plouă așa încet din câte vedeți, adică nu plouă tare, picură. Chestia asta nu prea o vedeți în Eurotrack-ul normal, mă, băieți. Hai să mergem pe stânga, ca să nu mai facem aceeași greșeală, să mergem cu turma, să așteptăm foarte, foarte mult timp. Mergem pe stânga unde e liber. Avem o singură mașină sau două în față. Și ceilalți să stea acolo la... Mamă, ce aglomerație s-a făcut. Fai de capul meu, ce aglomerație s-a făcut. Trei mașini erau în față, prima a plecat, mai avem încă două. Sunt curios dacă o să vină cineva și după mine, că văd că toți se îmbulzesc acolo, nu înțeleg chestia asta. Chiar nu înțeleg, bă, da, ce s-a întunecat, mă, băieți, e urâtă vremea, mă. Ia, că a apărut unul în spatele meu. Ce numere are ăsta? De Georgia. Ce ciudate sunt numerele în Georgia, mă, băieți. Să vedem dacă a mai venit. Uliu!
Mamă, mamă, ce era să intru în ăsta. Să vedem dacă mai vine vreunul în spatele nostru. Se pare că ăla vrea să vină. Hai că a plecat și ăsta cu gipanul. Ne băgăm și noi la control. La control vamal. Noi și noi actele aici, băieți. Sperăm să nu ne mai ceară actele și mai în față, că dacă ne mai cere și mai în față, am încurcat-o. Totul este în regulă, să aveți o călătorie plăcută. Mulțumim frumos! Dar sper să nu mă mai controlați, aia e faza, că dacă mă mai controlați odată am încurcat-o. Ia să vedem, chiar sunt curios dacă mai e un punct din ăla de control. Mă, normal, n-ar trebui, ce tot atâtea controle. Hai că și înțeleg ce scrie acolo sus dacă e. Hai că și înțeleg dacă e. N-au putut să scrie și ea în engleză măcar. Welcome to... Știți voi ce, băieți, nu o să mai spun că și așa YouTube-ul ăsta e atât de pârnaie de... Mamă, mamă. Nu o să mai spun, citiți voi continuarea. Mi-e frică să zic unele cuvinte, serios, mi-e frică, pentru că vedeți și voi ce se întâmplă cu comentariile și așa mai departe. Și când mă gândesc cât muncesc să filmez un episod și așa mai departe, când rup din timpul meu uneori grav de tot și în loc să mă odihnesc sau să fac alte lucruri. Dar fac chestia asta din pasiune, băieți, dar când văd că mi se îngrădește pur și simplu munca, adică mi se pune stop, așa, iurea, că măcar de-aș greși, nu știu, când... Probabil ați pățit și voi să fiți acuzați pe nedrept, să nu faceți o chestie, dar totuși să fiți acuzați că ați făcut respectiva chestie, când voi știți 100% că n-ați greșit. Cam așa se întâmplă aici, pentru că eu sunt acuzat că nu respect niște reguli sau că voi nu respectați niște reguli acolo în comentarii, dar eu am văzut că toți abonații lăsați comentarii foarte pertinente, adică de respect, de sfaturi la jocuri și așa mai departe, adică nimeni nu cred că a înjurat sau nu știu ce, chiar eu n-am abonați din ăștia, n-am avut până acum și sper să nu am nici de azi înainte, pentru că vreau să formez, cum am zis de fiecare dată, o comunitate frumoasă, o comunitate de oameni deștepți, cu simț al umorului, nu suntem aici să ne înjurăm, să ne jignim și așa mai departe, cine are frustrări să și le verse în altă parte, nu aici pe canalul nostru, și zic canalul nostru pentru că nu este, al meu este al nostru. Voi ați făcut canalul ăsta să aibă 1400 de oameni și voi îl țineți în viață. Evident, cu ajutorul meu, pentru că eu filmez aici, fac live-uri și așa mai departe, dar fără voi totul ar fi în zadar. Și acolo, bă, băieți, bă, parc din ăsta cu rulote. Deci fără voi, băieți, cum v-am mai zis eu de fiecare dată, cei care sunteți noi probabil nu știți, dar cum am zis, niciun canal, niciun YouTuber n-ar exista fără voi, voi sunteți numărul 1 pe toate canalele. Pentru că fără voi, alții, cum am mai zis, n-ar avea bani să pună nici pâinea pe masă, pentru că, până la urmă, YouTube-ul pentru mulți care fac YouTube e ca un serviciu. Adică le pune pâinea pe masă și uneori le dă mâncare și la copilași. Și asta este doar cu ajutorul vostru, mă băieți, deci trebuie să fiți băgați în seamă mai mult, să zic așa, n-avem cum să depășim mai, mă băieți, aici. Mamă, are aglomerație, mă, și e drum din ăsta scârbos cu o grămadă de curbe și mai avem și 260 de kilometri, am făcut 200 de kilometri, mai avem încă 200 și. Poate se oprește și ploaia asta, să sperăm că se oprește măcar ploaia ca să putem avea și noi o priveliște mai frumoasă, să cer și eu niște depășiri pe aici mai riscante, sincer, nu vine nimeni. Nu vine nimeni, dar am pus frâna ca prostul și cu siguranță o să trebuiască să mă bag. Unde e, mă, ăsta, mă, că nu-l văd? Ba, accelerează, ba, stă omul meu. Trebuie să mai facem și niște depășiri, mă, băieți, că dacă stăm în spatele tuturor, terminăm cursa asta peste o oră. Și eu știu foarte bine că abonații mei sunt foarte pretențioși și nu se uită la episoade mai lungi de 30 de minute. Cu tot că voi mi-ați mai zis acolo în comentarii, zai, fă episoade mai lungi. Am mai făcut mai lungi, băieți, nu v-ați uitat. Și așa la un episod de 20 de minute voi vă uitați la 3-4 minute marea majoritate. Dați skip prin el, nu știu ce faceți acolo, de-l vedeți în 2-3 minute. Adică clar dați skip, probabil vă uitați la primul minut, la jumate și la final, cam așa ceva. Dar pentru abonați adevărați, uite, o să las un hint pe acest episod. Și doar abonați adevărați care văd acest clip cap-coadă o să știe acel hint. Și hintul de astăzi este... Serpentine. Serpentine, băieți. Serpentine, scrieți acolo în comentarii, mergem prin serpentine sau mergem la cheile bicazului, cum vreți voi să ziceți, uite aveți două, cum vă place vouă, ca să văd și eu care sunt abonați adevărați. Hai că iese și soarele, bă, gata, s-a adus și ploaia, nu așa, mi-a dat demers pe contrasens, dar nu știu de ce, că eu am dat semnal,
Bă, dar cât de greu îi urcă lui ăla cu camionul. Dă-mă puțin ca să se ducă stropii ăștia de pe parbriz. Așa. A ieșit și soarele, mă băiesc, că de vreo 2-3 ore ploua. În sfârșit avem și noi soare. Și să sperăm că nu o să mai dea niciun picur până la destinație. Sincer, a plouat destul, dar n-a plouat tare, asta m-a mirat. De obicei, în Eurotrack, când plouă, păi plouă, tăticule. Plouă cu fulgere, cu tunete, nu se vede la 2 metri. De data aceasta a picurat așa frumos, o ploaie liniștită, așa de vară, zici că e de toamnă, nu știu. Foarte liniștită a fost. De vară, de fapt, vara de obicei niște furtuni din astea sau... E, de fapt, na, și toamna poate fi. Știu că era o vorbă din aia, ploaie de vară, ploaie de toamnă, nu știu cum era când ploua așa mai liniștit. Sau ploaie cu soare, doar că aici la noi n-a fost ploaie cu soare. Hai că e mai liber, mă băieți, a fost mai aglomerat prin serpentinele, probabil că se mergea mai greu, mai era câte un căpcăun din ăsta care mergea cu 20-30 km la oră și făcea câte o coadă din aia în spatele lui. Problema aici e că, uleu! Problema aici e că iar am dat peste niște căpcăuni care merg cu 20-30 la oră, fix ce vorbeam, ia uitați, și mergi cu mașinile mici, aia e problema, că măcar de-ar fi vreun tir, aș înțelege. Dar ce face? Uite, că nici n-a luat amendă, spre exemplu, că e prea prost el. Haide, mă, glumești cu mine, e limita de 70, de ce nu merge? Nu zic că acum accelerează, bă, sunt proști rău, mă, unii, sunt proști rău de tot unii. E limita de 70 și omul merge cu 20-30 la oră, adică unde e logica? Doamne, ferește, noroc că am pus motorină, bă, băieți, oricum mă uitasem pe hartă să văd dacă am stație pe co și nu văzusem. Dacă nu alimentam și nu eram pe fază, rămâneam fără motorină pe aici. Aici vedem că e un târg ceva. Văd foarte mulți oameni și foarte multe camioane, mașini, dar e un târg. Se vând legume, fructe. Uite și aici o altă tarabă cu niște pepeni, niște harbuji. Cine știe ce înseamnă harbuz, mă băieți? Că am mai discutat noi pe alte clipuri. Cine știe ce e la harbuz, să scrie în comentarii. Sau cine știe ce e aia pearjă. O să știe foarte multă lume, cu siguranță nu o să știe. Ce e ala harbuz, ce e aia pearjă. Aoleu, mă băieți, mai avem 180 de km până la destinație. Un drum frumos, un drum frumos, dar greuț, așa obositor, sincer. Mai ales când îl filmezi la 1-2 noaptea și când vii după o zi extenuantă pentru tine, cu probleme și bătăi de cap și așa mai departe. E complicat când mai dai și de un drum din ăsta pe Eurotrack. Pentru cei care n-ați văzut live-urile, băieți, intrați și pe live-uri acolo, mai ales cei care sunteți împătimiți de Eurotrack, de SnowRunner. Intrați acolo și pe rubrica de live-uri. Cei care n-ați fost pe live-uri le aveți salvate de fiecare dată ca episoade. Și poate ați omis vreun live, îl puteți revedea oricând. La orice oră din zi și din noapte, mă băieți. O să continuăm și acel joc cu poveste pe care l-am început pe live. Este vorba de Detroit Become Human și mă gândesc să fac și un live special cu acel joc. Adică să fie un live în care să jucăm doar acel joc, ca să facem mai mult progres. Pentru că dacă jucăm așa câte jumătate de oră, sincer, o să-l terminăm la anul și la mulți ani. Iarăși aglomerație, mă băieți, pe aici, mă, iarăși aglomerație, mă. Mă văd în față, vine mașină, vine mașină. Uite, tocmai aici am fi avut prima stație pe comă, băieți. Și eu nu cred că ne ajungea motorina până aici. Ia să spuneți voi dacă ne ajungea motorina de episodul trecut. Iară, vine mașină. Să spuneți dacă ne ajungea motorina de episodul trecut până aici. Eu zic că nu. Eu zic 100% nu. Acum, nu știu. Spuneți voi rubrica de comentarii, că poate vă pricepeți mai bine ca mine. Motorina cu avem, deci n-are rost să ne mai oprim să alimentăm. E foarte aglomerat, mă băieți, foarte aglomerat. Adică merg și ăștia foarte încet, că iară e limită de 70 și oamenii merg cu 50-60. Deci n-are rost să ne oprim să dormim sau să alimentăm, mă băieți, o să-i dăm bice. Că și așa data trecută parcă ne-a dat întârziat, căci că am întârziat lui ăla 8 minute, a numărat el și a văzut că am întârziat 8 minute. Cursul asta nu vreau să întârzi nici măcar un minuțel, mă băieți. Deci o să mergem așa cu viteza luminii. Vine și un tir din față, dar o să ne băgăm așa frumos. Asta se duce la stânga. Aoleu, 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 aoleu. Ia uite, nu pleacă tirul acum. Fai. De-abia aștept să schimb Mercedes-ul ăsta, mă băieți. Nu știu dacă v-am mai zis, dar eu de-abia aștept să-l schimb. Cu siguranță v-am mai zis. Poate se mișcă și mormolocii de la ProMods mai repede, ca să ne bage update-ul și să putem reveni pe versiunea, să putem veni de fapt, pentru că nu avem cum să revenim, că n-am mai jucat pe 1.48.
Să jucăm pe 1.48, mă, băieți, acolo, cu toate modurile adaptate și așa mai departe, și să ne luăm și noi o scaniuță. Că am zis că atunci când intrăm pe 1.48 o să luăm scania aia. Până nu intrăm pe 1.48 o să jucăm cu acest Mercedes, această prânaie de Mercedes. Bă, dar în fața acolo ce se vede așa? Adică nu prea se vede, aia e faza. Mamă, dar ce serpentine, mă, uite unde trebuie să ajungem, mă, băieți. Mamă, uite încolo, nu se vede nimic. Deci că pe drumurile alea mortale. Dar chiar, băieți, că tot veni vorba de drumuri mortale, mă gândesc să le pornesc seria de extreme road-uri, de mape nebune cu zai. Să-mi spuneți părerea voastră în rubrica de comentarii dacă ați vrea să repornim acea serie cu niște mape proaspete, cu niște drumuri nebune din nou. Lăsați-mi acolo un comentariu. Și evident o să încercăm să facem și acea serie cu care tot v-am amenințat, între ghilimele, pe Eurotrack, o altfel de serie. Dar să vedem, v-am zis, nu știu de unde am luat avarie unul ăsta la remorcă, că eu n-am atins nimic, dar mă rog. Probabil a mers ea mai târâș grăbi și așa probabil a rămas suspendată, cred. Foarte frumos drumul, foarte frumos, și că pe Transfăgărășan pe aici. Chiar arată foarte bine drumul ăsta, mă, băieți, unul din cele mai frumoase drumuri pe care am fost în aceste regiuni. Să spuneți și voi părerea voastră dacă v-a plăcut drumul de astăzi, băieți, pentru că mai avem încă 110 km și ajungem la destinație. Dar drumul e demențial, sincer, chiar îmi place foarte mult pe unde am... Bă, ce facem ăsta, mă, depășește, e tâmpit? Doamne, cum s-a băgat mă ăsta în depășire, e nebun la cap? Bă, uite-l mă, cu autobuzul omoară oamenii. A, mă, dar ce serpentine-s pe aici, mă, băieți, mă. Mamă, 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 ce e aici. Frumos drumul, dar avem niște serpentine. Haide bă, haide bă, haide bă, accelerează-o și tu puțin. Deci că conduce mama mare. Mergi mă și tu mai cu patos, așa, mai cu zvâc. Am intrat băieți și în ultimii 100 de kilometri. Bă, da, frumos e drumul ăsta, mă, băieți. Mă, da, ce curboiesc, mă simt fix ca pe mape nebune aici. Deci mă simt fix ca pe mape nebune, vă zic sincer. Frumos drumul, chiar mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut, chiar n-am mai mers de mult pe un drum așa șerpuit. La înălțime. Putem să-l depășim pe ăsta, nevoie. Nevoie, și ăsta merge greu, rău de tot. Hai de capul meu. A, vine și tir din față, mai depășește-le, au, te pune frână, omul meu. A, vine mașină, ce să depășesc dacă vine mașină și vine și curbă după. M-aș băga într-o depășire, dar am și balustrada aia și n-am unde să evit. Dacă e ceva, mergem cu 40 în spatele ăstuia, că e limită de 70, dar omul meu merge cu 40. Mă rog, îl înțeleg că e cu ansamblu, cu tandem și așa mai departe, vai mai malui tirul pe care îl conduce, e frică. Dar totuși, hai să o accelerăm puțin, că de asta e făcută mașina asta, să fie și ea puțin accelerată. Stai bă, ca să te depășesc, bă, nemtotule, bă, ia uite vacile unde stau. Punem și noi puțină frână, zic, ca să nu ne răsturnăm, zic. Au cum stau vacile, băieți, aici, vacile, văcuțele. Cal pe acolo, pe sus. Interesant drumul, băieți, l-am terminat probabil. L-am terminat acea porțiune, am terminat acea porțiune de drumuri șerpuite, de serpentine și așa mai departe. Dar chiar a fost frumos, chiar mi-a plăcut, acum nu știu dacă v-a plăcut și vouă. A fost altceva. A fost altceva, aoleu, cred că mă răstor. Ce e zona asta pe aici? Tot la merge cu bicicleta. Da, și uite, am ajuns și la asfaltul ăsta normal, să zic așa, mai avem 50 de kilometri. Să vedem ce ne mai așteaptă până la destinație, poate ne mai așteaptă și alte surprize. Uite, tocmai de asta, băieți, vreau să descoper fiecare drum, pentru că se pierde din conte și se pierd niște drumuri chiar foarte, foarte frumoase dacă noi evităm unele drumuri. Și ar fi păcat, mai ales dacă am muncit atâta să facem un combo de hărți,
să nu explodăm fiecare părticică, sau cel puțin 80-90%, că nu se poate chiar 100% de fiecare dată, dar 80-90% eu zic că se poate de fiecare dată. Uite că am ajuns și în Karașevsk. Mă, normal, aici căutam eu cursă, dar n-am găsit, am găsit undeva aproape de Karașevsk. Mai avem încă 30 de kilometri până acolo. Nu e mare, nu e baiul așa mare. Doar că data viitoare, băieți, o să fie interesant unde o să ne aflăm, pentru că, normal, noi am cam terminat toate regiunile acestea și sunt curios unde o să ne mai îndreptăm, pentru că eu voiam să plec în partea cealaltă când trec pe 1.48, dar se pare că 1.48 ăla se ia cam amână pentru mine, deci probabil nu știu ce o să fac, o să ne mă gândesc eu cum procedez pe data viitoare cu următorul episod, cum o să ne organizăm. Între timp am intrat așa și într-o căutare de noi jocuri, băieți, pentru că aș vrea să mai filmez și alte joculețe, pentru că în ultima perioadă, sincer, am cam alternat doar Car Force Simulator și cu Euro Truck Carrier Real Life. Dar acum o să vedem, pentru că nu prea se găsesc jocuri atât de bune și jocuri la care să vă uitați din punctul meu de vedere, pentru că n-aș vrea să filmez un joc doar ca să-l filmez și atât, adică aș vrea să vă și uitați la el, să treacă de 100 de vizualizări. Că v-am mai zis eu vouă, ce uleu, ce sub 100 e prost din punctul meu de vedere. Ce a făcut ăla cu mașina albastră, e întrebarea mea. Ca să prind roșu sau n-am înțeles de ce a făcut chestia aia. Doamne ferește, ce nebun. Am ajuns și noi la civilizație din nou, mă, băie, și mai avem încă 30 de km până la destinație. Am ieșit din Karașevsk. Mă, am zis că destinația noastră nu este Karașevsk. Văd că patul ăla, oboseala este cam mare. E bine că ajungem acum. Oricum a fost și o cursă destul de lunguță, am plecat undeva la 6 dimineața și deja e 1 ziua. Și chiar am mers bine de tot, nu prea ne-am oprit noi așa. Ne-am mișcat puțin mai greu prin serpentinele alea, dar și acolo chiar am mers destul de bine. Am trecut și vama, adică chiar au fost ceva aglomerație chiar a fost. Hai să-l depășim pe ăsta cu tractorașul ăsta, de zici că e în SnowRunner acel tractor. Și că e macaraua din Snow. Să vedem pe unde facem și noi stânga aici. Mă, normal trebuia să fie un peco, dar văd că l-au desființat. Nu mai există niciun peco aici. Ori au uitat ăștia care au făcut harta să facă și chestia aia acolo cu peco. Că văd că semnele pe autostradă și așa pe drum și așa mai departe sunt. Clădirea este, pompele sunt. Doar că problema e că nu e pe hartă trecut. Și degeaba te duci acolo. Deci noi trebuie să ajungem acolo unde e clădirea aia, băieți. Trebuie să facem stânga aici și intrăm pe acest drumuleț și ajungem la destinație, băieți. O cursă excelentă din punctul meu de vedere, fără accidente, fără prosteală și așa mai departe. Chiar ne-am mișcat top, aș spune eu. Sper că v-a plăcut această cursă. Hai să vedem unde facem și noi parcarea. Parcarea asta ușurică, așa, vor oamenii mei undeva în dreapta. Hai să vedem dacă ne încadrăm bine. Ok, ăsta văd că stă ca obosit. Omul meu stă ca obosit. Luăm așa mai în larg, băieți. Nu știu unde am dat eu o avare la remorcă. Nu cred că am atins-o eu undeva, dar mă rog. Asta e cu axă viratoare și probabil am atins țeava aia din spate de acolo puțin. Dar nu e problemă, tot excelent am luat, băieți. Deci da, data viitoare nu știu cum o să facem. Nu pot să vă promit ceva că o să fim într-un anumit oraș. O să vedem ce o să facem, pentru că practic noi am descoperit toată această regiune. Am mai rămas aici ceva de descoperit, dar nu ar fi mare chestie, sincer. Adică prin zonele astea noi am cam explorat tot ce era de explorat, ar trebui să mergem spre Asia acum. Dar o să vedem, băieți. Nu uitați de like dacă stăm până la final alături de mine și vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și numai bine. Pa, pa!